Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă. Astăzi voi face sos de roșii, sos bază pentru pizza și pentru pizza frita, dar și pentru alte mâncăruri. Un sos care simbolizează vara, dar care poate fi făcut și pe timpul iernii, pentru că voi folosi roșii sherry la conservă. Nu uitați să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru această rețetă aveți nevoie de două conserve de 400 de grame de roșii sherry, o legătură mare de busuioc, un ardei iute roșu proaspăt, ulei de măsline și 4 căței de usturoi. Puneți pe foc o oală cu 3-4 linguri de ulei de măsline. Apoi adăugați usturoiul pe care l-ați feliat subțire și lăsați-l să se prăjească până când acesta devine auriu, amestecând din când în când. Când usturoiul este gata, adăugați roșiile, clătiți vasul sau conservele în care au fost roșiile cu puțină apă și adăugați-o și pe aceasta în oală. Amestecați și încercați să zdrobiți roșiile de marginile vasului. Apoi crestați ardeiul iute și adăugați-l și pe acesta. Crenguțele de busuioc. Amestecați bine. Dați totul în clocot. Apoi lăsați să fiarbă cu capac aproximativ 10-15 minute. După ce totul a fiert, asezonați cu sare și piper. Apoi luați oala de pe foc și puteți păstra sosul așa, sau îl puteți trece printr-o stricurătoare cu ochiuri mari. Dacă îl folosiți ca bază pentru pizza sau pizza frita, eu vă recomand să îl treceți prin stricurătoare. Presați bine compoziția pentru a trece prin sită tot ce este consistent. Și sosul este gata. Îl puteți folosi imediat sau îl puteți acoperi și păstra la frigider până la 5-7 zile. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșitul acestui videoclip. Eu vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere!